Acest soi se numește Seed Zero, datorită numărului redus de semințe. Foarte crocant și foarte, foarte dulce și proaspăt. Cine nu și-ar dori un pepene proaspăt, dulce și cărat până la ușă de Freshful? Cel mai bun pepene pentru tine pare cel cules de alții de data asta. Ei stau zi lumină în câmp, în soarele Bărăganului, în comuna Gheorghe Doja și au grijă să aleagă ceva bun, bun de tot. Primim comanda, comanda se trimite către cei ce încarcă din câmp. Se fac două sortări pe calibru, o dată din câmp și încă o dată în depozit. Așa ne asigurăm că livrăm pepenii cei mai buni către Freshful și că nu sunt probleme de calitate. Când vrei să faci lucrurile bine, cauți și găsești soluții, te asociezi și profiți de ce are zona mai bun, chiar dacă mulți spun egal între pepeni și dăbuleni. Din punctul meu de vedere, nu există nicio competiție între Gheorghe Doja și dăbuleni. Ei au avantajele unui sol nisipos și de obicei obțin producții mult mai timpurii decât noi. În general, anul ăsta e un an de excepție în care noi am ieșit înaintea lor. Solul nu le permite însă să facă cicluri lungi de producție, astfel că nu pot oferi până în toamnă o calitate similară cu cea pe care a oferit-o la început. Pe partea cealaltă, solul din Gheorghe Doja ne permite să ne întindem pe un ciclu mai lung de producție, deci putem să oferim, zicem noi, aceeași calitate încă de la începutul sezonului și până la finalul acestuia. Cu coaja verde și miez roșu sau miez galben, cu mai puține semințe, mai dulci sau mai aromați, pepenii din recolta Gheorghe Doja sunt sortați, ambalați și livrați astfel încât să nu-ți mai pui întrebarea cum îmi dau seama că e bun pepenele. Avem un pepene care încă este în creștere, cârcelul și lingurița sunt ambele verzi. În momentul în care pepenele ajunge la maturitate și începe să se coacă, cârcelul se usucă, apoi și lingurița. Partea cu ciocănitul în pepene este mai mult sau mai puțin un mit, pentru că pepenele sună plin și atunci când e trecut, și atunci când este în pârgă, dar nu copt la maxim, și atunci când e copt. Ajută doar în situația în care este final de sezon și pepenele începe să sece, și atunci când bați și sună a doua, e clar că nu e bun. Poate e vara în care vei mânca cei mai mulți pepeni, pentru că Freshful ți-i livrează reci și gata de savurat. Hai în site sau pe app să-ți iei pepenele preferat.